Doliu în lumea filmului. După ce actorul american cunoscut pentru rolurile de filme antologice precum Bareta și American Pop a murit, la vârsta de 83 de ani. Ron Thompson a interpretat rolul lui Shanti Mulligan în piesa câștigătoare a premiului Pulitzer Niciun loc unde să fii cineva a scriitorului Charles Gordon. De asemenea, a câștigat premiul Los Angeles Drama Critics Circle pentru rolul din piesa Un tigru poartă o cravată. În 1975 a jucat alături de Robert Duvall în serialul TV Teatrul Armstrong Circle. În același timp, a început o carieră în muzică și a imprimat un album care s-a bucurat de succes. În următorii 2 ani, a mai lansat 2 discuri. Dar niciunul nu a ajuns în topurile din SUA. În 1972, s-a alăturat distribuției Remakeul American Timpul vieții tale. În următorii 25 de ani, Thompson a jucat în numeroase seriale de televiziune. Ron Thompson s-a născut pe 31 ianuarie 1941, în Louisville, Kentucky. Ron Thompson s-a mutat cu familia la Miami în anul 1945. A vrut să devină actor după ce l-a văzut pe Marlon Brando în On the Waterfront. A făcut figurație în The Bellboy de Jerry Lewis, 1960. S-a mutat la New York când avea 19 ani și a apărut în serialul Teatrul Armstrong Circle de la CBS în 1962. Thompson a revenit pe micul ecran. În 1975-1976, ca polițist sub acoperire, în rolul Nopke. Din serialul polițist ABC Bareta, cu Robert Blake. De asemenea, a jucat în seriale cunoscute precum Manix, Ironside, Amy Prentice, Străzile din San Francisco, Bronx, The Waltons și Cagney Lacey. Thompson a avut o relație cu regretata actriță Diane Sommerfeld, Dice of Our Lives, The Black Godfather.